Povestea licitațiilor pentru proiectele de reabilitare și modernizare a străzilor din municipiul Suceava se pare că a avut un final fericit. Luni a fost semnat un nou contract, evident, cu alți constructori. Speranța edilului este aceea ca totul să fie dus la bun sfârșit, fără alte piedici. În cursul zilei de luni am semnat un nou contract cu asocierea IDECON Spania, Victor Construct, SECE Autotehnorom, SRL Suceava, pentru reabilitarea celor 10 străzi pe fonduri europene, pentru reabilitarea podului la Ițcani și a pasajului pe scara ferată de la Ițcani. Sigur, așa cum se știe, Curtea de Apel a dat o hotărâre definitivă și executorie prin care câștigătorul licitației este declarat această asociere. În cursul zilei de ieri am semnat ordinul de începere a lucrărilor. Ne propunem și așa am stabilit cu reprezentanții firmei să demarăm cât mai repede aceste lucrări, având în vedere faptul că este o perioadă foarte scurtă până vine înghețul, să zic eu, maxim o lună de zile, după care e cu risc să mai lucrăm la asfalt. Sigur, se pot face anumite lucrări în zona podului, a pasajului, acolo unde se pot lucra și pe, în condiții mai, mă rog, de vreme rece. Deci sperăm, cu Doamne ajută, să ducem până la capăt acest contract. El se întinde până la sfârșitul anului, până la 31 decembrie 2015. Ce lucrări și cum se vor face acestea, ne spune primarul Ion Lungu. La pod, așa cum s-a lucrat și în Burdujen, s-a lucrat pe o singură bandă, s-a circulat pe o singură bandă. Consolidarea podului începe cu pilonii de sub pod. Deci se poate lucra la pod fără să deranjeze circulația în această perioadă. Iar în măsura în care vom lucra la pod, se va face ca la Burdujen, pe, mă rog, intermitent, pe o bandă și pe alta, pe bandă o să circul și pe una să lucreze.